Târgul de Crăciun pune Craiova în topul orașelor turistice, iar acest târg a fost cuprins în topul european, European Best Destination, fiind pe locul 2 după cel din Budapesta. Locurile de cazare din oraș au fost ocupate în mare parte, iar prețurile sunt pe măsura cererii. S-a investit foarte mult în infrastructura orașului și acest lucru se vede, iar apoi s-a creat o imagine foarte bună la nivel european prin prisma târgurilor de Paște și de Crăciun. Craiova este pe locul 2, însă să ne amintim totuși că în anul 2021 piața de Crăciun din Craiova a fost plasată pe locul 6 în clasament, iar anul trecut pe locul 3. Așadar putem vedea că lucrurile evoluează și se dezvoltă bine, mai ales că anul acesta a fost și o poveste tematică denumită Creasa Zăpezilor. A luat și titlul de cel mai magic târg de Crăciun din Europa, are cel mai frumos brad și că patinoarul este clasat printre cele mai frumoase din Europa, iar sigur roata panoramică este cea mai înaltă din România. Românii sunt principala sursă pentru turismul românesc și în general dacă ne raportăm la destinația turistică Craiova, turiștii români preferă să petreacă o noapte de cazare, timp în care, mă rog, în timpul zilei au și posibilitatea de a vizita Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie și Arheologie al Olteniei, Parcul Nicolae Romanescu, care arată arată foarte bine, Grădina Botanică Alexandru Buia și seara de-abia Târgul de Crăciun, iar a doua zi se întorc în localitățile din care au venit.